Poate că Evanghelia după Ioan este apa în care se scaldă un copil și se neacă un elefant. Încă n-am mai întâlnit o asemenea scriere. Nu știu dacă ați trăit vreodată sentimentul plictisului citind această Evanghelie. Oare de ce? Pentru că descrierea, imaginile, Orientarea sunt atât de simple și limpezi încât foarte ușor te poți deconecta de la text. Ți se pare că e prea simplu și te pierde cu mare ușurință. Cred că există totuși ceva ce ne-ar putea salva de la acest eșec al previzibilității. Dacă este ceva care nu contenește să mă uimească la această Evanghelie, este valabilitatea simultană în concret și metafora, în realitate și simbolistică, în banal și spiritual, în cotidian și etern, în simplitate și profunzime. Dacă ne gândim, doar vinul care salvează o familie de la o criză majoră, dintr-o dată înțelegem că în același timp are un aer, o adiere înspre o cu totul altă realitate, electrizantă în contextul acesta. Apa stâmpă răsetea fizică, dar ne arde sufletul în noi când îl auzim împărțindu-ne scripturile. Tot așa, pâinea potolește foamea turupului, dar și pe cea a sufletului. După cele șapte declarații revelatoare din Evanghelia după Ioan, pe care le-am parcurs în urmă cu câțiva ani, a venit vremea să ne expunem celor șapte semne din această Evanghelie. Poate că în această Evanghelie semnele lui vorbesc, iar cuvintele lui acționează înmulțește pâinile și ne spune că el e pâinea de care avem nevoie spune că este lumina lumii și imediat îi redă vederea unui orb din naștere rostește în casa lui Lazar că el este învierea și viața și trebuie să te gândești de maniera asta ce om normal ar putea să facă o astfel de afirmație. După care îl strigă, Lazare, vino afară! Realizăm ce înseamnă să te afli în preajma unui astfel de Isus. Cheia dezlegării acestor semne ne este oferită abia la sfârșitul, la finalul Evangheliei, unde autorul ne prezintă cu subiect și predicat scopul explicit pe care îl are în scrierea acestei narațiuni. Ioan 20, 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Ce înțeleg eu din aceste cuvinte? În primul rând, Ioan e ultraselectiv cu privire la minunile Mântuitorului. Specifică multe alte semne și spune chiar în ultima trăsătură de penel că nici în, cartea, în lumea asta n-ar încăpea minunile, lucrările făcute de el. Și el selectează șapte dintre ele. Fiecare semn te lasă cu o provocare personală. Indiciul că am făcut alegerea bună e încrederea la care ajungem în el. Și confirmarea finală este viața calitativă, plenară, dumnezească în noi. Semnele care te provoacă, te interoghează și îi desparte pe oameni. Dacă citești cu atenție, să-ți la un moment dat, că pe măsură ce înainte, spre punctul culminant al lucrării Mântuitorului, oamenii sunt tot mai divizați. Nebun, de ce l-ascultați? Răspunsul de partea cealaltă, poate un nebun să deschidă ochii orbului? Observați, această polarizare, până la urmă, îi bună. Mai ales în contextul corectitudinii politice de astăzi, important să te poziționezi cu privire la Hristos, fie de o parte, fie de cealaltă. Există în Luca, în capitolul 2, cu versetul 34, un text superb în care Simeon vine profețind, îl ia pe Hristos în brațe și spune mamei lui, iată copilul acesta este rânduit spre ridicarea și prăbușirea multora din Israel și să fie un semn care va stârni împotrivirea. Asta e Hristos. Hristos este o realitate incomodă pentru orice om care vrea să vină la el și să-l înțeleagă. Uităm adesea cât de inconfortabil te poți simți în preajma unui astfel de Cristos. Poate ajută o nuanțare, o diferențiere între miracol și semn. De ce alege Ioan, după ce noi suntem familiarizați în primele trei Evanghelii cu cuvântul miracol, minuni și așa mai departe, ca să folosească cu predilecție cuvântul semn. Un miracol uimește. Semnul stârnește. Miracolul invită. Semnul provoacă. Miracolul se întâmplă. Semnul te invită să te întrebi de ce se întâmplă. Miracolul electrizează. Semnul te interogează. Ce au în comun până la urmă toate cele șapte semne. În primul rând, fiecare semn instituie un traseu, o pedagogie a apropierii noastre de Hristos. Poate intuiți deja, toți oamenii ajung la Hristos, ajung să descopere cine este El în urma unei nevoi, în urma unei crize, în urma uh, unei probleme de sănătate, în urma unor stări emoționale care îi alertează, care îi consumă. În felul acesta ajung, cu alte cuvinte, traseul întotdeauna de la problemă la soluție. Epuizarea resurselor de vin îi ajută să vadă ceva din slava lui Mesia. Boala unui copil în familie, semnul următor, te ajută să te agăți cu toată ființa de Hristos. Foamea biologică devine precursorul nevoii spirituale. Orbirea fizică e cel mai clar indiciu cu privire la condiția noastră în care ne aflăm fiecare. Moartea unui frate în prezența lui Hristos poate fi înțeleasă ca o adormire din care Hristos vine să ne trezească. Lazar, prietenul nostru, mor de patru zile, doarme și mă duc să-l trezesc. Realizați șocul pe care îl creează o astfel de prezență. Ce înseamnă să-L ai pe Hristos? Să fii în preajma Lui? Dacă nu mă credeți, citiți cartea Eclesiastru și veți vedea că toate absurditățile vieții se ciocnesc de cele două certitudini insolubile ale realității. Așa se încheie cartea Eclesiastru. Moarte și judecată. Cu alte cuvinte te învață că poți să spui orice problemă sub cer, câtă vreme nu uiți cele două realități indiscutabile în fața cărora fiecare vom da socoteală. Filozoful danez Soren Kierkegaard observa foarte bine despre creștinii din vremea lui și mă întreb dacă nu e valabil și la noi astăzi, că seamănă cu niște copii care în loc să se zdrobească cu problemele de matematică pe care le au, fug imediat să copieze răspunsul de la final. Ei, Isus Hristos este cu adevărat soluția, asta ne învață Evanghelia. Dar nu poți fenta, ocoli traseul. Nu te poți duce la soluție până nu îți conștientizezi frământarea, până nu înțelegi care sunt bătăliile, luptele, temerile care te împresoară. Orice apropiere veritabilă de Hristos este precedată de întrebările, nevoile și temerile noastre. Locul preferat de întâlnire a logosului de vin, divin. De ce șochează Ioan, apostolul preubit, scriind la vreo 25 de ani după ce erau încheiate celelalte Evanghelii și, începând în felul acesta, la început, era logosul, cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Păi. Ce înseamnă lucrul acesta? Din start vrea să ne insufle că Isus Hristos a venit la dialog. Înainte să ne spună ceea ce ne oferă, ne ascultă. Cele mai detaliate discursuri personale le avem în această Evanghelie. Nu știu dacă realizăm, dar ne pune în mână o oh, unealtă diferită cu ce suntem obișnuiți cu privire la evangelizare. Să fii atent la să respecti întrebările, temerile, grijile pe care cel de lângă tine le are. Întrebările, căutările, crizele, temerile noastre e locul preferat în care Logosul Divin se întâlnește cu noi. Și orice om care trece prin experiențe de felul acesta ar trebui să fie conștient că undeva în proximitate s-ar putea afla Hristos. 2. Fiecare semn ne dezvăluie ceva unic cu privire la identitatea Mântuitorului. Fiecare semn te ajută să vezi ceva unic în Hristos, în persoana Lui, în lucrarea Lui, în ceea ce vine să ne aducă. Că El este Mesia, Domn peste boală, peste paralizie, că El este pâinea vieții, lumina și mântuirea noastră și vom vedea că El este învierea și viața noastră. Ce înseamnă să intri într-un asemenea parcurs împreună cu Hristos, cred că e un lucru pe care fiecare dintre noi ne-l dorim. Și în al treilea rând, fiecare semn ar trebui să ne conducă la încredere și de la încredere la viață. Descoperirea cea mai șocantă pe care am făcut-o este că nici măcar o singură dată nu veți găsi substantivul credință în Ioan. Dacă nu mă credeți, citiți. Există doar verbul a crede. Ce înțeleg din asta? Credința pentru Ioan nu e un substantiv, ci un verb. Cum se traduce asta la firul ierbii? În felul următor. Trăim într-un context în care vorbim despre întoarcerea la Dumnezeu, despre decizii cruciale pe care le luăm în viață, lucru perfect adevărat. Secretul menținerii unei astfel de alegeri, de adeziuni, care credeți că -i? Oare pot în fiecare dimineață să cred de la zero tot ce îmi spune Hristos? Oare aleg să mă încred în această zi? Să-L întronez, să-I dau cinste, să-L invit să-mi viața, destinul, și să arunce privirea peste problemele care îmi stau înainte. Încrederea în El. Iată întrebarea crucială, nu doar de astăzi, ci prin toate aceste semne prin care ne pregătim pentru evenimentul central al morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Încrederea în El guvernează fiecare detaliu. Asta înseamnă încredere prima parte din fiecare zi, prima zi din săptămână, prima parte din venitul meu, prima considerație din fiecare decizie. Apropo, când ai parte de o promovare, de o reușită, care e prima persoană căreia îi declari bucuria ta? Să fie Dumnezeu cel înaintea căruia jubilezi și să aduci bucuria și entuziasmul pentru ceea ce a făcut în viața ta? Cam asta înseamnă încredere în Cel care ne dă viață. Primul loc în viață, până la urmă? Ioan, capitolul 2, de la 1 la 11. A treia zi, rețineți nuanța aceasta. De ce a treia zi? S-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii săi când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis, nu mai au vin. Femeie, ce am a face eu cu tine? Sau cum traduce în noua traducere? Femeie, ce-ți pasă ție, ce-mi pasă mie? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui Isus a zis slujilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau șase vase de piatră după obiceiul de curățire al iudeilor. Și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre măsuri. O măsură avea între 38 și 40 de litri, două-trei măsuri între 76 și 120 de litri. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Și le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis El, și aduceți nunului sau mai mare o spățului. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde este vinul acesta. Slugile însă care scosese apa știau. A chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa, și ucenicii lui au crezut în el. Cel mai intrigant dintre toate semnele înfăptuite vreodată de Mântuitorul. După cum bine recunoaște un erudit neamț, ai mai multe de spus împotriva textului decât din text. Bacă domnul a fost primul care a inventat vinul fără alcool, sau că îți oferă cei mai buni la final, astăzi... Mesajele pe care eu le-am auzit de-a lungul anilor din textul acesta. Și întrebarea ei, oare despre așa ceva vorbește textul? Gândiți-vă la următoarele aspecte ca să vedeți filtrele, filtrele cu care noi ne apropiem de un text ca acesta. Te-ai gândit vreodată cum citește o persoană dependentă care are dificultăți cu moderația în viața lui? Ce face cu acest semn? Sau, Cineva care a crescut în matricea abstinenței. Cum poți să începi revelarea slavei de la finalul vremurilor cu un asemenea semn? După cum spune un cărturar uh, din spațiul catolic Raymond Brown, nu sărăcia detaliilor, ci abundența lor stânjenitoare ne dă de cap. Este absolut normal să te simți bulversat în fața unei asemenea semne. Prin urmare, e un bun punct de plecare. Vă ofer o provocare. Niciodată să nu anulați uh, disconfortul pe care îl trăiți în anumite momente. S-ar putea să fie cel mai bun ghid ca să pătrundeți în spiritul textului. Pentru că acolo se întâlnesc cele două lumi. Lumea lui Dumnezeu și lumea ta interioară. Poate cele mai profunde aspecte care te bântuie și care te animă. Iată cum comentează Sfântul Augustin acest miracol. Într-adevăr, minunea Domnului Isus Hristos, prin care a schimbat apa în vin, nu este atât de uimitoare pentru cei care știu că asta face Dumnezeu. El care a făcut vin în acea zi la ospățul nunții, în cele șase vase de piatră, pe care el a poruncit să le umple cu apă, face același lucru în fiecare an în viile noastre. Pentru că exact așa cum a turnat apă prin servitori în acele vase, tot așa, ceea ce nori se transformă în vin prin aceeași lucrarea Domnului. Însă, nu ne mai uimește cea din urmă doar pentru că se întâmplă în fiecare an. Și a pierdut caracterul uluitor doar prin faptul că se repete iar și iar. Observați cât de șocant și de atipic pentru mentalitatea noastră este Augustin. Care e diferența dacă unul se întâmplă instantaneu și dacă unul celălalt are loc în timp? E un proces mai lent prin care se întâmplă, făcut de același Dumnezeu, de același autor. Dimensiunea subterană a Harului a fost o realitate pe care Frederick Bigner m-a ajutat să o înțeleg. El spune, din păcate, creștinii, oamenii umblă după senzațional, inclusiv în viața religioasă. Parcă viața lor nu-i vie decât dacă lucru care se întâmplă într-un mod dramatic. Și el zice, poate ce-ar trebui să facem la culcare, în fiecare seară, lucru tot mai greu de înfăptuit, e să înainte de a dormi, să închizi ochii și să treci în revistă, ziua care ți s-a derulat. Și poate să-ți să reperezi un anumit gest un zâmbet, o atitudine surprinzătoare, o interogație neașteptată din partea vreunui coleg. Și el spune că ne-am pierdut capacitatea de a interacționa la un nivel profund cu Dumnezeu pentru că nu știm să ne mai ascultăm viața. Uităm de această dimensiune copleșitoare subterană a harului în banalități, în obișnuit, în ceea ce ni se întâmplă în viața de fiecare zi. Invitația semnului de azi este despre miracolul întâlnirii Creatorului și răscumpărătorului meu. Prin această invazie, prin acest semn, exact asta duce la oaltă, de la început, atât realitatea creației, cât și pe cea a răscumpărării. Care să fie lecțiile memorabile pe care încearcă să ni le predea Hristos? Primul rând, în prezența Lui, crizele devin oportunități. Iar răul se preschimbă în bine. Nu știu dacă ați avut parte vreodată la vreo cununie în familie de un moment de criză. Ce pot să vă spun? În urmă cu doi ani, când s-a căsătorit fiica noastră, cel mai mic detaliu te stresează maxim. Trăiești altfel când ești implicat în procesul acesta. Nu o să uit, un prieten mi-a împărtășit. Lucrul ăsta se întâmpla imediat după Revoluție, când oamenii nu erau obișnuiți cu confirmările dinainte. Și era disperat că nu știa la câți oameni să se aștepte la cununie. Și ce-a făcut în disperarea lui? El încă nu încheiase legământ cu Domnul Iisus Hristos, dar s-a rugat și a zis, Doamne, te rog să mă călăuzești ce să fac. Efectiv a visat într-o noapte numărul, cifra exactă, și a văzut ultimele două persoane care vor intra la eveniment îți oferă o provocare. te încrede într-un astfel de vis. Ți-ai construi planurile pe baza lui. Asta ca să vedeți cât e de dificil. Dar marea problemă pe care o văd eu că o ridică textul e că Isus Hristos are acest atribut al Dumnezeirii de a schimba efectiv răul în bine. Nu pot să uit experiența pe care Frederick Bigner o trăiește, în care unul din admiratorii lui a lăsat pe robotul telefonului un mesaj și spunea, nu mă cunoașteți, sunt un mare admirator al dumneavoastră, în ultimele luni de câteva ore am încercat să-mi pun capăt zilelor și doar datorită cărților noastre ne-am făcut-o. Ca un pumnal s-a înfipt în inima lui, pentru că tatăl acestui autor se sinucisese și dintr-o dată a izbucnit în lacrimi și a spus, pentru mine înseamnă mai mult decât un Nobel. Observați cum ne vindecăm de anumite lucruri în viață. În momentul în care vedem că Dumnezeu atinge viața altora. Ani de zile te chinui și n-ai o explicație, o noimă la ceea ce ți s-a întâmplat. Și de multe ori ridici în înalt întrebare, de ce? De ce chiar ție a trebuit să ți se întâmple anumite lucruri? Asta face Hristos. Poate schimba răul în bine. Ca să vedeți și un exemplu din Vechiul Testament, în Geneza, capitolul 50 cu 20, așa se încheie această carte. Știți foarte bine, patriarhul Iacov moare, frații lui Iosif sunt disperați că se va răzbuna, și Iosif izbucnește în lacrimi și uitați cuvintele pe care le adresează. Voi, negreșit, fără nicio îndoială, v-ați gândit cu bună intenție să-mi faceți rău, ați premeditat. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dacă nu poți accepta lucrul acesta niciodată, nu o să poți depăși tragediile, traumele și problemele cu care te confrunți. Ca celălalt să vrea să-ți facă rău cu bună intenție și tu să poți ierta, să poți trece, să te poți vindeca și să duci încurajarea altora. Ca să împlinească ceea ce se vedea, ca să scape viața unui popor în mare număr. Fiți, dar fără teamă. Observați ce ne învață Iosif. Știi să trăiești cu pierderi în viață. Ar fi cazul să încetăm să ne mai plângem de milă și să-i dăm voie lui Dumnezeu să schimbe răul în bine. Dar pentru așa ceva e nevoie de răbdare. Gândindu-mă la Iosif, și el are o atitudine cel puțin arogantă la început și. Părerea mea este că doar un Dumnezeu poate schimba un înfumurat într-un om asumat și o adunătură într-o familie. Asta era familia lui Iacov. Stăteau pe un butoi de pulbere, omenește vorbind, aveau nicio șansă, dar durerile, problemele, experiențele, suferința îi aduc din nou la oaltă și învață să descopere ce înseamnă să fie o familie. A doua lecție memorabilă. În prezența lui Isus, oamenii încă se mai simt scandalizați de spiritualitate pe care ne-o propune. Chiar dacă în cultura ebraică vinul era acceptat, să începi seria pedagogică a semnelor cu un așa miracol pare cel puțin ciudat. Chiar dacă a făcut acest miracol, bunul simț îți spune să nu-l popularizezi, să nu-l mediatizezi. Câți dintre voi, dacă ați scrie o Evanghelie astăzi, ați considera că este minunea de la care trebuie plecat în a construi ceva? Observați absurdul situației în momentul în care gândești în actualitate. Dacă ne gândim că cel puțin doi din ucenicii Domnului înainte au fost ucenicii lui Ambotezătorul, ne putem imagina cât de șocați au fost de discrepanța celor doi lideri emblematici din Israel, Ioan Botezătorul și Isus. Luca 7, 33-34. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți, are drac. A venit fiul omului, mâncând și bând și ziceți, poftim. Un om încăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Nu uitați, în același peisaj în același etos, sunt doi lideri care oarecum la pol opus ca structură, ca personalitate. În timp ce Ioan era prea scet pentru gustul unora, pentru alții, Hristos părea prea lumesc. Și aici, intrăm în atmosfera seminței de scandal pe care ți-o introduce schimbarea pe invin. Îți poți imagina cât de scandalizați au fost ucenicii de lucrul acesta? Un om care pare atât de lumesc și care e atât de spiritual. Ți se reconfigurează percepția cu privire la sfințenie. Poate unul dintre cele mai delicate aspecte din text l-ați sesizat de la versetul 3 la 5. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis nu mai au vin. Femeie, ce am a face eu cu tine? nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Cum înțelegeți voi cuvintele acestea? Reprezintă un refuz categoric? Cedează în fața stăruințelor mamei? Improvizează Iisus pe loc în situația de față? Dar dacă suntem atenți, atitudinea lui Iisus se înscrie deja într-o abordare bine cunoscută în Evanghelii. Dacă vă mai aduceți aminte, la 12 ani, când este uitat în templu și părinții pleacă și se întorc cale de câteva zile să-l găsească, părinții se indigna și spun, de ce te-ai purtat cu noi astfel? Răspunsul lui Hristos, oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Lucrurile se repetă un pic mai târziu când uh, cei din familie considerau că e nebun, cei de la Ierusalim spuneau că e îndrăcit. Și în timp ce predica, niște oameni îl întrerup în timpul predicii și spun, hei, mama ta și frații tăi sunt aici. Și Hristos răspunde tranșant, mama mea și frații mei sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Oare ce avem aici? Îi o dezicere totală a lui Hristos față de familie? Sau este o ierarhie corectă? Când viața lui Hristos întâi îi voia Tatălui din cer și apoi se așează familia. La fel, incidentul din Luca 11, în care o femeie din mulțime strigă, zice, ferice de pânte cele care te-a purtat și de sânul care te-a alăptat. Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Cu alte cuvinte, și această reacție se înscrie în aceeași logică a priorității supreme față de voia Tatălui. Asta vrea să transmită această întâlnire, tensiune între Isus și mama ei și mesajul să faceți orice vă va zice. Spiritualitatea lui Isus reușește să răscumpere banalitățile vieții de fiecare zi. Asta e Sfințenia molipsitoare la care te cheamă reușește să amprenteze viața noastră. Și dacă oamenii din zilele noastre au nevoie de ceva cu disperare, este de această atingere creștină a sfințenii, a spiritualității, în cotidian, în experiențele de fiecare zi. Spiritualitatea lui Isus este una integratoare și răscumpărătoare. El îți pune părțile la loc în viață. Nu te împinge să trăiești într-o ruptură, într-o distanțare. O mare problemă pe care eu o văd cu spiritualitatea, din punctul meu de vedere, să crezi cu adevărat în Dumnezeu, n-are nimic de a face cu ruptura, segmentarea pe care o vedem uneori între ziua de duminică și restul zilelor. Păi, cum este Hristos Domn peste viața mea? Ce spiritualitate demonstrezi dacă nu pot să fiu spiritual cu colegii în discuțiile mele, în rezolvarea responsabilităților casnice sau de la locul de muncă în viața de fiecare zi. Cum spun benedictinii, dacă nu ești spiritual acolo unde ești, așa cum ești, nu ești spiritual deloc. Asta e teologia promovată de Hristos. Elementul care încă ne scandalizează. Observați, Hristos trăiește ca un om asumat cu sentimentul misiunii divine. La fel cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10 cu 31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, nu știm exact la ce se referă aici, fie că faceți altceva, orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Asta da provocarea. Exact asta face Hristos prin faptul că alege să intre într-o zonă profană, că nu are nimic de a face cu spiritualitatea. Și prin faptul că îl pune pe tatăl pe primul plan și ne arată că din voia lui curge acest miracol, îți arată ce contează cu adevărat. Ascultarea de Dumnezeu este măsura spiritualității tale. De acolo vei avea putere să impregnezi cu slavă, cu spiritualitate, cu echilibru, relațiile tale, modul în care îți desfășori activitatea de fiecare zi. Nu o să uit impactul pe care l-au avut următoarele cuvinte asupra vieții mele la un moment dat. Cineva spunea, fiecare om are nevoie de două convertiri în această viață. Una de la lumea materială la cea spirituală și o a doua de la lumea spirituală la cea materială. Când m-am întors la Dumnezeu la vârsta de 17 ani, aproape că am devenit neglijent față de îmbrăcăminte și față de lucruri, atât de intensă era bucuria din relația cu Hristos. Însă ce înțeleg astăzi e că în Dumnezeirea se verifică în înomenire, în participare, în puterea de a arăta în cotidian, în banalitățile vieții. Că există credință, că există Dumnezeu, că există speranță. Poate cea mai scriitoare repetiție din toată Evanghelia după Ioan, dacă nu mă credeți, citiți cu creionul în mână și veți vedea. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Asta te face un sfânt. Asta te ajută să fii spiritual. Prin urmare, nu e un accident schimbarea pe Invin, ci e vorba de timing și sincronizare divină. Pe de altă parte, dacă ai impresia că Isus e un petrecăreț, te înșele amarnic. Există o vreme pentru toate. Începutul lucrării publice trece prin cele 40 de zile de ispitire. Cu alte cuvinte, spiritualitatea lui Isus îngemânează bucuria și postul, celebrarea și austeritatea. Trebuie să știi când să apelezi la ele în viață, în experiența ta, în umblarea cu Dumnezeu. Și a treia lecție, în prezența sa ai parte de acea adiere și adulmecare a unei noi realități. Sunt mai multe detalii care ne alertează într-un mod brutal, aproape. Mențiunea cu care începe textul că nunta are loc a treia zi. Încă o dată, specific, felul în care citesc Evanghelia cred că e a treia zi calendaristică, dar nu pot să nu vezi în ea un simbol. de fapt, bucuria de la început e bucuria de la final, în care Hristos pășește între ei și le spune pace vouă. Ne oferă detalii cu privire la cele șase vase pentru curățire. Nunta ca motiv mesianic consacrat în istoria Vecului Testament și înnoirea tuturor lucrurilor înlocuirea apei purificatoare cu vinul abundenței, mesajul schimbării întărit de curățirea templului, care vine imediat după, care e preluată de la final și adusă la început. Și sublinierea că și-a arătat slava, iar ucenicii au crezut în el. Poate că descoperirea slavei arată spre soluția desăvârșită a lui Dumnezeu în Hristos. Ai sentimentul acesta când citești Evanghelia, că Isus îți este îndeajuns. Că ai tot ceea ce ai fi putut visa de la Dumnezeu. Spălarea ritualică este înlocuită de curățirea adevărată a mielului, apa din vasele de piatră este substituită de vinul mai bun al împărăției, vechiul templu de la Ierusalim, de noul templu al Domnului Isus Hristos, nașterea biologică este surclasată de nașterea din nou, iar apa de la fântâna lui Iacov e apa vie care țâșnește în viața veșnică. În cuvintele de notorietate ale cercetătorului britanic C.H. Dodd, este limpede, spune el, vorbind despre caracterul programatic al celor două lucrări cu care începe Hristos, din capitolul 2, nunta din cana și curățirea templului, este limpede că atât minunea din cana cât și curățirea templului proclamă același adevăr crucial, că Isus a venit să inaugureze o nouă ordine, o nouă ierarhie în religie. Asemenea unui telescop cu care putem privi departe la lucrarea cosmică a lui Hristos, exact așa ne ajută minunea din cana și curățirea templului. Unul de la început, Celălalt de la finalul lucrării. Nuntă și patim plus înviere. Sărbătoare în viața naturală și sărbătoare religioasă. Primul semn anticipează ultimul semn. Acest început al semnelor, spune Ioan, l-a făcut Isus în Cana. Întrebarea și interogația cărturarilor la curățirea templului, prin ce semn ai putere și aceasta e fanta de lumină, prin care privim la final, la apoceu, la patimile și învierea Mântuitorului. Merită reamintită reacția maestrului de ceremonii în acest context. Mai mare marele ospățului, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scosese apa știau. A chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă mai întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut, după aceea îl pun pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Mă gândesc la filmul regia lui Horațiu Măleele, Nunta Mută. O parodie cu privire la felul de viață din perioada comunistă. O nuntă nu are altă opțiune decât să se desfășoare într-o atmosferă mormântală pentru că se suprapune cu moartea lui Stalin. Și asta surprinde foarte bine un film încărcat de umor debordant, care surprinde că ideologia nu știe ce înseamnă zâmbetul, umorul, decât crisparea. Vă imaginați erupția de bucurie în momentul în care oamenii au încremenit, în momentul în care au văzut că s-au epuizat resursele de vin. Este exact așa astăzi cum mai rămâne fără mâncare la o nuntă. Încearcă să-ți imaginezi șocul, rușinea socială, impactul pe care l-ar avea un astfel de moment. De multe ori trecem cu vedere anumite detalii. O măsură avea între 38 și 40 de litri, două-trei măsuri între 75 și 115 litri, 6 ori uh, 75, și 120 de litri, undeva între 450 și 690 de litri de vin. Abundența și generozitatea lui Hristos întrec orice așteptare. Aceasta e provocarea pe care ne oferă de la început. Și toate ritualurile, sărbătorile și instituțiile religioase pălesc în prezența Sa. Un specific al acestei Evanghelii este că toate aparițiile lui Hristos sunt făcute în contextul marilor sărbători iudaice. Paște, sărbătoarea corturilor, sărbătoarea înnoirii templului, la Sihar, în discuția cu femeia din Samaria, realizăm că atât templul din Ierusalim, cât și templul din Garizim intră într-un cont de umbră. Că există o altă realitate, închinarea în Duh și în adevăr, la care ne cheamă. Mai mult decât atât, izul pe care ți-l lasă această nuntă, această erupție de bucurie, îi că e un moment neelucidat care te trimite cu gândul la nunta mielului cu care se încheie Biblia în Apocalipsa. Exact cum zice și piesa celor de la YouTube, the Streets Have No Names, unde bucuria trepidantă a cerului acopere efectiv monotonia și banalitatea vieții noastre religioase. Acesta e mesajul pe care Hristos îl transmite, îl insuflă prin acest prim semn. Și dacă observați, dar slava Domnului acopere, atinge trecutul, ne vindecă rănile, atinge prezentul, răscumpărând banalitățile vieții de fiecare zi și ne face să visăm la ceva extraordinar în viitor. Semnul care schimbă, scandalizează și aduce speranță. Un semn despre schimbare, răscumpărare și speranță. Hristos poate schimba răul în bine. Și astăzi poate răscumpăra banalitățile vieții noastre de fiecare zi. Și ne face să visăm la o bucurie negrăită și strălucită. Dacă credința nu e un substantiv, ci un verb, înseamnă că sunt câteva genuri de reacții prin care ne putem verifica. Mai întâi găsim în această Evanghelie neîncrederea, refuzul, împietrirea celor care nu vor să vină la lumină și, în mod special, elita religioasă a vremii. Un al doilea tip de reacție este încrederea sau adeziunea adictivă față de senzațional. Ce vede în Hristos doar un făcător de minuni. Ca să vedeți proximitatea în care Ioan ne prezintă lucrurile, Ioan capitolul 2, concluzia acestui capitol de astăzi, 23 la 25. Pe când era Isus în Ierusalim, la prasnicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Isus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Credem în Isus, întrebarea îi, dacă el se încrede în noi. Mai este încrederea celor care caută să înțeleagă. Acesta e traseul corect în apropierea de semnele pe care le studiem. Să cauți să înțelegi ce vrea Hristos să-ți spună astăzi. Și nu în ultimul rând, încrederea încrezătoare. În această Evanghelie avem doar două fericiri. Fericirea de la spălarea picioarelor, a umilității, dacă știți aceste lucruri ferice de voi, dacă le faceți, și fericirea după mărturisirea lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Înseamnă că se poate crede autentic, chiar dacă nu vezi, chiar dacă nu trăiești această adeziune față de senzațional. Sincer, eu, pe unde mă situez în acest peisaj? Creștinismul poate nu e o religie, ci o relație personală, transformatoare prin Isus Hristos, în puterea Duhului cu Dumnezeu Tatăl. Cunosc eu această relație. Astăzi am avut un prim indiciu cu privire la preschimbare, răscumpărare și restaurare. Hristos poate schimba răul în bine. Poate insufla o sfințenie molipsitoare. Poate aduce Speranță. Haideți să plecăm inimile noastre pentru rugăciune. Semnele care te provoacă, te interoghează și îi desparte pe oameni. În ce fel mă simt eu provocat și interogat de Hristos azi. A crede că nimic nu e mai frumos, mai profund, mai bărbătesc și mai perfect decât Hristos. Acesta e crezul sau convingerea lui Dostoevski. Cât de convins sunt eu că Isus Hristos poate Schimba răul în bine? Că sfințenia, spiritualitatea lui este cu adevărat molipsitoare și caderea prezenței sale aduce speranță. Încrederea în el, în guvernează fiecare detaliu al vieții, pot să cred de la zero în fiecare dimineață tot ceea ce îmi spune Hristos.